Traiul în România a ajuns dezgustător pentru mulți dintre noi. Suntem nemulțumiți de tot ceea ce se întâmplă. Dar oare plecarea în străinătate este soluția? Da, dacă nu te interesează ce lași în urmă și dacă nu te uiți cum faci banii. Imaginea românilor despre țările din vest este aproape exclusiv pozitivă, lucru confirmat de numeroase sondaje. Și totuși, mulți dintre ei care ar putea avea cariere strălucite în străinătate decid să revină și să trăiască în România. Care sunt diferențele dintre aici și acolo și ce putem învăța din experiența celor care au ales să se întoarcă? Dacă punem față în față realitățile autohtone și cele străine, conștientizăm că străinătatea este mai dulce, dar rămâne străinătate. Are avantaje, dar dezavantajele umbresc și apasă. Acolo câștigăm un salariu mai mare, dar poate trebuie să muncim ceea ce acasă nu ne-ar plăcea, că despre familie și apropiații nici nu mai intră în discuție. Toți mai mulți români se întorc acasă din străinătate. Ce credeți că le place acolo? De ce credeți că nu le place? Păi nu cred că mai au de lucru, eu știu. Oare o duc greu și acolo? Să poate. Dacă n-am fost plecața, pe nu știm. Păi, sărăcie, așa de acolo, ce să fie, nu? Oare nu o duc mai bine sărăcie acolo? Pe cum să o ducă mai bine dacă e așa de greu și acolo, ca și aici, nu? Nu care e așa de greu. Acasă și spun că acolo păi vin totuși să au niște bani și pot veni. Dar dacă n-au bani nici aici, ce să facă? Și aici. Și aici fac mai rău ca acolo. Cel puțin acolo trăiesc de pe o zi pe alta. Dar aici ce fac? Rămân în șomaj. S-a scris chiar și o carte pe această temă, iar printre cei care semnează textele volumului se numără Sorin Alexandrescu, Ion Vianu, Mihaela Mihai, Leonardo Roftei, Dinu Zamfirescu, Gheorghe Zamfir, Principesa Margareta a României, Irina Cajal, Radu Gabrea, Mariana Nicolescu, Dan Chișu și Neagu Juvara. Credem că este în puterea noastră să schimbăm România. Haide să ne îndrăgostim din nou de ea. De multe ori alegem să o părăsim, dar ne lovește dorul și ne dorim să revenim. Ajungem aici, constatăm că trăim rău și o părăsim iar. Cum credeți că trăiesc românii în străinătate? Am un nepot, cred că vine. Am vine nepot, acolo? Nepot. Nu ar vrea să revină acasă? Deocamdată nu. Dar nu-i dor de țară? Cum să nu le fie dor? Le dor, nu le ușor, să știți. Nu le ușor. Faptul că acolo nu-și mai găsesc de lucru, bănuiesc. Ceea ce au sperat acolo nu mai găsesc aici. V-a spus vreodată întrebarea de ce am ajuns în această situație? Oare suntem corecți față de țara noastră în momentul în care aruncăm toată vina pe conducere? Nu! Primul lucru pe care ar trebui să ni-l amintim în fiecare dimineață când deschidem ochii este că noi deținem puterea și schimbarea stă în mâinile noastre. Sau poate nu e foarte deranjant nici statul acasă fără un loc de muncă oricum un salariu mic. Și acum mă întreb de ce liniștea din fața televizorului se spulberă la începerea buletinului de știri când pornim o adevărată luptă cu politicienii de dincolo de sticlă. Rușinos!